S-au trezit concurenții, am văzut că au avut muzică în boxe de dimineață, au tot fost melodii din acestea de dragoste, unele parcă așa cu dedicație, îi tot arătau în prim plan pe Stelian și Ramona. La una din melodii, Ramona chiar fredona, era o melodie ceva de genul "Pleacă, dar nu mă uita, știu că m-ai iubit cândva". Au ascultat melodiile din boxe, apoi fetele au mers pe terasă, au stat acolo de vorbă. Pe Gabriel l-au arătat în curte, făcea curățenie. Fetele au discutat și ele despre curățenia generală. Spunea Diana că ea și Andrada au făcut încă de la început curățenie în baie. Tot așa vor face și astăzi, dar de săptămâna viitoare se schimbă și ele, vor trece în alt sector. Au discutat că în living și pe holuri vor face curățenie mai multe fete, în dormitoare vor fi câte două, la bucătărie la fel două fete, Ana și cu Raluca. Raluca spunea că o să facă și ceva de mâncare despre Alexia, că o să-și aleagă și ea unde dorește să le ajute pe fete. Tess spunea că vrea să se tundă puțin și o să-l întrebe pe Mihai dacă are cumva o foarfecă. Fetele îi ziceau că nu are voie să se tundă decât dacă nu schimbă cumva prea mult și, din câte spunea Tess, nu vrea să facă o schimbare mare, vroia doar să scurteze puțin părul și zicea că nu are încredere să o tundă altcineva. Cam asta a fost dimineața concurenților. Am văzut că băieții au mers în sala de sport. Despre mame, spuneau fetele că au făcut deja curățenie în terasă și în grădină.